Salutare, oameni buni! Eu sunt Remus și bine ați venit la un nou episod de vlog. Astăzi avem o super zi. E foarte încărcat, avem antrenament, avem ședință foto. E mega, mega încărcată și eu sunt super obosit. M-am trezit acum o oră, mi-am băut ceaiurile, mi-am băut cafeaua proteică. Sunt în drum, timpul e limitat, dar ne bucurăm de viață la maxim. Hai să dăm drumul la viață! Poziția? Da. Fac de telefonul să văd, te văd așa acum. Ok. Culoarea mea preferată, roșu și negru. Roșu și negru. Ia uite. După antrenament, niște roșu și negru. Haha, mi-am făcut unghiile. Thank you.
Bine. Bravo. Și încă 5 pentru cameră. Haide. Bine. Bravo. Așa arată terciul meu proteic, cu zmeură și mure. Sunt în mașină, la volan. Îmi fac și o treabă în timp ce mănânc sau mănânc în timp ce îmi fac treaba, cum vreți să spuneți. Singurul lucru care mă mai salvează în zilele astea în care sunt mor de oboseală e masajul. Dacă nu merg cel puțin o dată pe săptămână la masaj, sunt distrus. Dar dacă n-ajung la masaj, îl am pe prietenul. E bun și ăsta, dacă nimic. Iubesc nutribuletul și tot ce poți face la el, și anume tot felul de shake-uri pe care le poți bea. Aici mi-am pus niște verdeață, pătrunjel, morcov și niște fibre. Și o să adaug acest smoothie green detox de la Terrarium, care, uitați-vă ce conținut are, 100 de calorii, 12 grame de carbohidrați și 5 de grăsimi. Și conține aceste fructe, mere, avocado, mango, lime, da? E o porție unică, îl desfaci și îl pui aici. Să avem poftă, e foarte bun și mai ales rece, așa de la congelator, o să iasă absolut demențial. În ultimele 7-8 zile nu am avut nicio zi de pauză, cu toate că pentru mine pauză înseamnă oricum cardio și stretching, nu pauză totală, însă nu am avut nicio zi de pauză, în sensul că am făcut antrenament cu greutăți în fiecare zi. În unele zile am făcut două antrenamente cu greutăți sau un antrenament cu greutăți, un antrenament în parc calistenic și cardio separat. Nu știu cum vreți să considerați, două antrenamente, trei antrenamente, nici nu are importanță. Ideea e că am ajuns undeva la 3-4 ore de antrenament pe zi. Și este foarte, foarte epuizant. O să încerc să fac o zi de pauză curând, pauză însemnând să iau pauză de la ceva, ori de la cardio, care mă distruge cu spatele, cu lombarul în special, mă tensionează, ori de la greutăți, ori de la toate, nu știu. S-ar putea să fiu nevoit să iau de la toate curând, pentru că am ceva foarte interesant de făcut și nu știu cât o să fiu able to train. Nici nu mai știu să vorbesc românește, fac. O să merg pe iaht și o să stau o noapte pe iaht. O să mă antrenez acolo, nu știu cum, flotări pe punte, probabil, nu știu. În fine,
mă pregătesc pentru acea perioadă, pentru că mă pregătesc să nu mă pot antrena și atunci nu-mi permit să-mi iau pauză acum când mă pot antrena zilnic. Sper că are sens tot ceea ce spun. Acesta este volumul meu de antrenament, de muncă pentru pregătirea aceasta. Mâncarea, la fel, aceasta este pe care o vedeți. Uneori, probabil, mai ratez și mese de la oboseală. Câteodată simt pur și simplu să mă odihnesc și să-mi văd de mâncare și să mă bucur de ea și nu mai dau drumul la cameră. Îmi cer scuze pentru aceste lucruri. Asta e. Încerc să împărtășesc cu voi cât mai multă informație și pentru cei care apreciați, vă mulțumesc din suflet. Pentru cei care nu apreciați și nu credeți sau așa mai departe, vă mulțumesc și vouă că sunteți aici și vă uitați la mine. Asta înseamnă că ceva din voi vă spune că trebuie să fiți aici și la un moment dat, probabil, gândirea ușor-ușor va deveni mai în avantajul vostru. Oameni buni, am intrat în cea de-a patra spre a treia săptămână înainte de concurs. Practic, ultima 100 de metri, eu ultima lună înainte de concurs o consider ultima 100 de metri, cea mai grea, cea mai nesănătoasă, de aici încolo forma începe să fie spectaculoasă, însă foarte greu de obținut și foarte greu de păstrat. Așadar, și prin urmare, stările mele de oboseală sunt din ce în ce mai dese și din ce în ce mai greu de depășit. De aceea am făcut antrenamentele în prima parte a zilei, când mă chinui cu greu să intru într-o stare de antrenament, de energie, trag de mine dimineața, reușesc să am acel vârf de energie, după care sunt în cădere liberă până seara, la fel cum se întâmplă și acum. Însă, progresul este foarte bun. Am 95 de kg dimineața pe stomacul gol, sunt foarte uscat, mă simt, cum să zic, simt că sunt foarte bine pregătit față de alți ani, față de anul trecut, să zicem, mă simt mai definit. Față de acum 2 ani, de exemplu, când am fost foarte definit, mă simt mai mare, mai rotund, nu mai sunt gol pe piept, pe umeri, așadar îmbunătățiri sunt. Însă nu pot să zic că iubesc această formă absolut deloc, pentru că o asociez cu stările pe care le am. Urmează să plec și în vacanță, în Ibița și exact pe 15 august o să plec și mă întorc exact cu o săptămână înainte de concurs, pentru că concursul va fi la sfârșitul lui august, deci va fi o mega, mega provocare să faci ultima săptămână sau penultima săptămână în vacanță. Va fi foarte greu, însă îmbrățișez această idee de nou și de greu și vă arăt forma mea acum. Cu siguranță nu o să fac ceva cretin încât să pierd toată munca asta de până acum. O să rămân motivat și o să vă arăt o serie de vloguri, probabil și în Ibița, în care o să vedeți cum reușesc eu să duc mai departe această pregătire și eventual să îmbunătățesc această formă, pentru că ăsta este scopul. Dacă vă place această călătorie alături de mine, like, subscribe și toate cele, share. V-am pupat. La revedere. În seara asta avem o cină delicioasă compusă dintr-un humus făcut acasă, da? Avem două ouă fierte și un albuș, pentru că unul l-am mâncat deja. Se poate umple, da, cu humus, ceva de genul ăsta. Se pot folosi și aceste bucăți de morcov pentru a mânca humusul, da? Avem ciuperci, șampinion, trase la tigaie cu usturoi și cu verdeață, cu pătrunjel. Foarte gustoase. Și pentru un plus de gust, avem condimentele astea, pe care le găsiți pe Bio Transilvania. Sunt bio, după cum vedeți. Avem și condimentele astea, da? Și preferatul meu, chimenul. Pentru că aici are un gust absolut demențial. Și să nu uităm, avem un vas imens de salată. Cred că are aproximativ 1 kg. Toate frunzele posibile, legume din plin, crude. Totul e absolut genial. Abia aștept să bag ăsta în gură. Asta e cina mea. Seară minunată să avem.